prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu simplu, direct, dar dumnezeiesc în esența și în consecințele lui, este salvare pentru orice copil al lui Dumnezeu sincer. M-am gândit și eu așa câteodată, în cât timp a realizat Domnul Iisus mântuirea noastră. Știm că încă mijlocirea, nu? Continuă, tot ca partea mai largului proces de mântuire, dar mântuire efectivă. Salvarea miliardelor de condamnați și câștigarea lor ca și candidați garantați pentru viață veșnică. În cât timp? Ne străduim pentru că un lucru an de zi. Ce țin în viața de credință sunt 10 de ani, poate, pentru unii dintre noi care îi dedicăm cumva înaintării noastre spirituale. Pentru diverse proiecte ale vieții noastre lucrăm. Pentru cele mai mari lucrăm mai mult. În cât timp? În tăcere, în afara cetății sfinte și iubite de Dumnezeu ani de zile, pe un deal l-a răsărit, pe o cruce, agățat între cer și pământ. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Prințul Universului atrăgea la sine pe toți oameni. Chiar El a spus, după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oameni. La ce înălțare se gândea Domnul Iisus când a spus aceste cuvinte? Poate mai ușor ne-ar veni să ne gândim la înălțarea la cer, după înviere. Nu! Ceea ce El atrage pe omul păcătos. Mult mai tare decât promisiunea spusă la plecare de pe măslinici când a zis mă duc să mă pregătesc un loc, dar mă întorc să mă iau cu mine. Mult mai tare îl atinge pe cel bolnav de lepra păcatului. Realitatea acestei agățări între cer și pământ, acestei ridicări, l-a ridicat Dumnezeu pentru noi. Dar ce fel l-a ridicat, frații mei? Cum privim noi înșine când suntem câteodată prinși într-o vâltoare a vieții, să zicem cu ghilimelele de rigoare, suntem ridicați așa și duși de vânturi și de nemulțumiri și de primejdii și de amărăciuni. Nu considerăm ca o năpastă, ca o ceva grav care s-a văzut peste noi. Domnul Iisus spunea cu odihnă și cu dragoste că va fi ridicat. Ce a fost? A fost prins în piroane, acolo, crucea fiind orizontal așezată pe pământ și apoi crucea cu toată prețioasa încărcătură de ostași aceia solizi, puternici. A fost ridicată și trântită, nu? În groapa pregătită în care să stea în picioare acea cruce. Apoi a pus pietre, probabil, la baza ei ca să nu se dărâme într-o parte. Și acolo era fratele nostru mai mare, fără să ne reproșeze ca așa îl tratăm. Fără să ne roage să facem altfel, cum făcea Iosif către frații lui când îl vindeau rob sau când îl aruncau în groapa aceea blestemată. În tăcere. Banca atunci când a deschis gura, a spus doar, iartă-i carma, că nu știu ce fac. Pana inspirată spune, pagina 647, doar așa o un cadru, doar câteva minute să încercăm să ne gândim la câtă dragoste este cuprinsă în câteva solemne minute ale planetei Pământ, bătrână pe vremea aceea de 4.000 de ani de păcate, îmbătrânite de atunci încoace de încă 2.000. În câteva minute, în câteva ore, s-a consumat în fața îngerilor, înmărmuriți, în fața cerului întreg și în fața Ierusalimului, aproape în totalitate strâns pe acel deal. Ca martori, s-a consumat minunea mântuirii noastre. Să citim. Ajungând la locul execuției, osândiții au fost legați de instrumentele de tortură. Cei doi tâlhari se zbăteau în mâinile celor care îi așezau pe cruce. Dar Iisus nu s-a împotrivit. Mama lui Iisus, sprijinită de Ioan, ucenicul cel iubit, urmase pe fiul său la Golgota. Îl văzuse cum leșină sub povara crucii și dorise să pună mâna și să sprijine capul lui rănit și să spele fruntea aceea care pe vremuri adormise la pieptul ei, dar nu-i se îngăduise acest dureros privilegiu.
împreună cu ucenicii, ea tot mai cultiva nădejdea că Iisus își va dovedi puterea și se va libera din mâna vrăjmașilor lui. Dar din nou inima ei pierdea curajul când se gândea la cuvintele prin care el prezisese tocmai întâmplările acestea. În timp ce tâlharii erau legați de cruce, ea privea cu respirația tăiată și îngrozită. Va lăsa acela care dăduse viață morților să fie răstignit? Va îngădui Fiul lui Dumnezeu să fie omorât cu atâta cruzime? Oare va trebui ca ea să părăsească credința că Iisus este Mesia? Să fie ea martor la ocară și durerea Lui? Fără măcar să aibă privilegiul de a-i sluji în durerea Lui? Văzu cu mâinile Lui se întind pe cruce. Ciocanul și puiele erau. Și când piroanele au fost înfipte în carnea moale, ucenicii loviți în inimă au dus la o parte de la scena aceea plină de cruzime trupul leșinat al mamei lui Iisus. Mântuitorul nu scoase niciun murmur sau plânge. Fața lui rămase tot așa de pașnică și senină, dar picături mari de sudoare se arătau pe fruntea lui. Nu se găsea nicio mână milostivă care să șteargă roa morții de pe fața lui. Nici cuvinte de simpatie sau de credință neclintită care să-i îmbărbăteze inima de om. În timp ce ostașii săvârșeau lucrarea lor îngrozitoare, Iisus se rugă pentru vrăjmașii săi, zicând: Tată, iartă-le că și nu știu ce fac. Mintea lui trecea de la propria sa suferință la păcatul persecutorilor lui și la plata îngrozitoare de pe urmă ce urmau să o primească. Niciun blestem n-a fost chemat pe care asupra soldaților care îl tratau atât de aspru. Nici o răzbunare n-a fost invocată asupra preoților și conducătorilor care ardeau de nerăbdarea să-și ajungă ținta. Hristos avea milă de ei și neștiința și vinovăția lor, el șopti doar o rugăciune spre iertarea lor, căci nu știu ce fac. Câtă dragoste! Și acolo, în tăcere, asudând de durerea morții, de durerea păcatului cumulat al dumneavoastră și al meu, și ale milioanelor și miliardelor de oameni care au trăit înaintea noastră, groaza aceasta infernală, de care nu suntem conștienți pentru că trăim sub vraja păcatului, atârna cu putere distructivă, infinită asupra inimii lui de om. Păcatul înseamnă despărțire de Dumnezeu. Și despărțirea aceasta în toată hidoșenia, în toată înfiorătoarea ei realitate, atârna asupra Fiului lui Dumnezeu. A privit în jurul său pe cei pe care venise să-i salveze, pe cei pe care îi iubea. A privit profetic în viitor până în zilele noastre și și-a dorit salvarea oamenilor. Ne iubea cu o iubire veșnică. Ne spune: pe palmele mele te-am săpat, te iubesc cu o iubire veșnică, îți păstrez bunătatea mea. Nu-ți fac vină pentru ce ai făcut. De dragul tău am suferit aceste toate lucruri. Haideți să lăsăm inima noastră să triumfe în încredere față de Dumnezeu dragostei. Și astăzi, când vrem să ne apropiem în credință de jertfa sfântă care ne-a mântuit, să primim și noi binecuvântarea care rânduiește cu astfel de ocazii. Spunea cuvântul lui Dumnezeu, nu mai citim, pentru că timpul e potrivnic, tot Hristosul la lumii, prea adesea, la articolul în amintirea mea, zice, prea adesea suntem ispitiți să privim aceste sfinte așezăminte ca o formă. Da. Și forma de a fi fost așezat pe cruce, până la urmă, era tot o formă. Și dacă ne gândim așa exterior, toate lucrurile sunt o formă. Și când ceri iertare lui Dumnezeu, pare a fi o formă. Și faptul că te pleci pe genunchi, e o formă. Toate par a fi o formă. Dar iată cum în fața Dumnezeului dragostei și adevărului, care știe inima și care știe zbuciumul și care știe dorința fiecăruia, formele acestea, de lut, cum se spunea de dimineață despre noi înșine,
păstrăm această minune, această comoară nemaipomenită, zice, în niște vase de lut, forme prăpădite de lut, dar în ele puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu, Evanghelia, în altă parte și viața lui Dumnezeu care stă pentru viața oamenilor. Fără cruce, omul nu ar putea avea nicio legătură cu Tatăl. De ea depinde nădejdea noastră. De la ea strălucește lumina iubirii Mântuitorului. Și când la piciorul crucii, păcătosul privește în sus, la acela care a murit spre a-l salva, este plin de o bucurie nespusă că-și păcatele sunt iertate. Îngenunchind în credință la cruce, el ajunge în locul cel mai înalt la care poate ajunge omul. Rușinat, îngrozit, tulburat de propria nebunie care îl sacrifică, îl jertfește pe prietenul cel mai bun. Ah, ce-am făcut! Am mai citit și eu câteodată așa întâmplări cu oameni care au făcut anumite gesturi, nu? Fără să-și dea seama și prin care și-au omorât prietenul. Nu, deci au apăsat un buton fără să știe colegului cel mai bun, era în interiorul mașinăriei respective și a fost angrenat și prins de roțile din zare și a fost făcut praf. Teroarea aia, Doamne, eu l-am omorât! Dacă știi că nu din greșeală ai apăsat nu știu ce buton sau ce ai făcut, ci că cu bună știință, cu răutate diavolească, asta înseamnă păcatul, dorința de a-L omorâ pe Dumnezeu. L-am omorât cu toții frații mei și nu ne va benefic. Și ne iubește. Și ne primește. Și dacă ne pare rău, e gata să facă minunea minunilor, să zică, tocmai asta vă prinde bine. Nu mi-ați luat viața, mi-am dat. Că nu le puteți lua dacă nu o dădeam. Mi-am dat-o nu doar atunci, acum 2000 de ani pe cruce. Mi-o dau astăzi. Cine o ia de la mine? Și întinde așa mâna aceea găurită, rănită. Întinde către tine și către fiecare dintre noi. Și ce vrei să primești. Viața mea. Eu deja am luat moartea tată cu 2000 de ani de atunci. Iei și tu de la mine ceva, eu am luat de la tine. Ce zice? Suntem prieteni mai departe, suntem chip. Și dacă un om luminat de Dumnezeu și atins de Duhul Domnului, zice, da, Doamne, nu merit, mă simt rău, dar mă simt bucuros și onorat de tine, mă simt iubit de tine, mă simt recunoscător, dragoste, dar primesc. Omul acela, prin primirea în credință, a